Vă, frații mei, bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. Eu sunt Robert și dacă vreți să... Mă scuzați dacă vorbesc așa, dar în perioada asta sunt un pic mai bolăvior. Instagram la GabrielZMB777, vă las aici în descriere. Bă, suntem în pat și am văzut că s-a grabdat, i-a făcut update la PES 2022. Bă, e mișto, rău, tot m-am jucat și acum un meci două și am zis să împărtășesc și cu voi această fericire. Hai că fericire dacă e mâncă voi și cu răbust. Din păcate zilele astea și acum nu mă simt prea bine. În fine, asta nu contează. În fața voastră trebuie să par că sunt fericit, fraților. Vorba la Bogdan IB Family. Tot ce am eu găsiți în descriere. Hai să facem 25 de like-uri la clipul ăsta, fraților. Și sper să vă placă ce update a băgat la PES. Bă, eu sunt... Nu pot să... Obișnuiesc, adică... Ba, îmi place, ba, nu-mi place. O să vedeți și voi aici. Să mă alungi treaba. Și hai să vedem... ce este acolo? Gata, fraților, am intrat și noi în meniu. O să vă arăt acum PES-ul. Eu am echipă tot, dar acum am dat să joc cu Bayern München, să joc cu meci cu echipa lor pe bune. Eu nu pot să mă decid dacă îmi place sau nu, deci... E wow! Deci nu m-a ajutat niciodată în viața mea să bagi așa update la PES-ul ăsta. Deci vorbesc absolut serios. Rămâneți pe la final, rămâneți aici. Uitați și voi, fraților. Păi era așa ceva până acum în PES, nu era niciodată în viața asta. Uitați și voi. O să vorbesc acum, nu o să mai vorbesc deloc, pentru că o să intre muzica. Nu fac promovare la nimic, luați-l și voi, jucați-vă, că e mișto. Puțin în meci nu prea e calitatea aia care era înainte, dar... Da. Uitați, fraților. O să ne luăm și noi jucător. Veți vedea imediat cum stă treaba și cum vă lua jucătorii. Cu banii pe care îi aveți acolo la G cu albastru, într-adevăr nu este o claritate foarte bună pentru că eu am dat zoom. În fine, filmez cu Iocat. Și cu banii pe care îi aveți acolo vă puteți lua jucător. Înainte nu era să metoda asta pe PES. Nu aveați de unde să luați așa ceva. O să strâng bani să o lea pe Messi sau pe Ronaldo. Avem aici echipa mea originală. Uitați, l-am decât pe Eden Hazard, atât bun. Da. Să vedeți și noi cum se treabă aici. O să jucăm un meci cu echipa lui Bayern originală, fraților. Uitați, ne putem alege aici. Ia să vedem ce echipă are și Barcelona. Deci jucăm cu Barcelona și acum ne alegem adversarii. Jom, luăm Juventus. Barcelona, Juventus, fraților. Mamba, nu-l bag pe Dembele. Pe Piqué. Mamă, ce tineri arată. Bă, nu cred am în viața mea că fac așa update la jocul ăsta, pe bun. 6 hours later. Bă, să vezi cât de caternică și mișto e jocul, bă, pe bune. Rămâneți pe la final să vedeți. Uitați, bă! Se blochează un pic pentru că am și aplicația asta care filmez cu ea. Să scrieți voi în comentarii dacă vă place calitatea ce a băgat nou, să vedeți. Mamă, m-a rupt, bă, ești nebun ce gol mi-a dat. Dybala, bă. Mi s-a oprit filmarea, am luat un jucător nou. Am dat ceva bani pe el.
Mamă, bă, s-a oprit filmarea, nu mai pot ofti. Da, fraților, am vrut să încerc și eu să filmez ceva, dar nu mi-a ieșit deloc. În fine, ați văzut cum s-a treaba, PES ai și nou s-a upgradat. Nu uitați să-l descărcați și voi, nu este promovare, nu este nimic, doar încercați. Vă iubesc!